Priguria este una dintre păsările cu aspect exotic din ornitofauna Europei. Culorile principale sunt verdele turcoaz pe burtă și aripi și coada, galben sau verde în funcție de sex pe spate, având cap castaniu și o gușă galbenă tivită cu negru. O pasăre frumoasă, cu un cioc lung, ușor alcuit, cu un zbor planat, un extraordinar maestru al zborului. Prinde insecte zburătoare, în special libelule, albine, viespi. Prigorile sunt păsări migratoare care rămân foarte relativ puțin timp la noi în țară, pleacă la mijlocul lui septembrie și se întoarce printre ultimele păsări migratoare la sfârșitul lui aprilie sau în primele zile din mai. Pentru cuibărire, păsările preferă dealuri din marginea sau maluri mai abrupte din apropierea Dunării, din lăs sau lut, în care escavează orizontal cuiburi în jur de un metru. Unii cercetori spun că se ajunge până la 3 metri în lungime un astfel de cuib, iar în capăt este o cameră mai rotundă. Cuibul nu se căptușește cu nimic. Marile colonii sunt făcute pe pereți abrupți, de o înălțime de 7, 8, 10, 12 metri înălțime. Acolo se simt mai în siguranță și acolo cuibăresc în numere mari. Cred că acest albinărel, această prigorie, poate stârni interesul și admirația vizitatorilor. Este un potențial loc de atracție. Turiștii care vin, chiar dacă nu sunt interesați, nu fac birdwatch, dacă vin pentru pur și simplu distracție, cred că se vor bucura urmărind câteva minute în fața unei astfel de colonii, activitatea și zborul grațios al acestor păsări cu colorii de papagal. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.